Era noapte și stăteam afeca pe Topicraft la noua mea fermă de honeyblocuri. Șulcărul roșu, plin de redstone, stătea pe spate, apărat de un iron golem. Deodată, din adâncurile întunericului, un schelet împreună cu un creeper s-au gândit să-l atace. Scheletul nu avea țintă prea bună, așa că și-a atacat prietenul în fund, explodând și luând șulcărul roșu în adâncul întunericului. Așa că acesta a fost uitat pe veci.